Dar eu nu știam ce urmează să se întâmple, doar am văzut-o pe Andreea, pe Dea și pe Andra. Eu v-am văzut jos, ar fi stă la găsin. Stai puțin, fată. Taci-mi, tu vorbești deja de final, eu vorbesc de începutul poveștii. Ele stăteau acolo la intrare, am auzit țipete de afară, da, n-am înțeles ce se întâmplă. Eu deja n-am aproape intrat în recepție, am zis hai să mă duc să văd ce se întâmplă. Când îmi zic fetele că s-a luat nu știu care cu nu știu care la bătaie, când am văzut că e implicată Bia, am dus să o trag de acolo, frate, și am spus lui Mariana, băi, ia-o tu, Bia văzusem că nu vrea să, am văzut că nu vrea să intre în cameră, să intre, să mergem în cameră. I-am zis lui Mariana, ia-o tu pe Bianca și scoate-o din contextul ăsta. Păi Bianca, da, noi voi puteam să luăm pe Bianca, dar pe Bia nu ținea nimeni. Bia era pur și simplu singură. A, eu am ținut-o Bianca de mână, de asta vă zic, duceți și cereți camerele la hotel înainte să acuzați, bine? Bianca nu era frică, pentru că vrea să vadă ce să facă Bia. O țineam de mână pe Bia. Ce-ar fi vrut să dau un pumn în gură sau ce-ar fi vrut? Păi cum să mergeți? Păi mergeți și cereți camerele dacă nu vedeți 360. Nu e vina mea, mă scuzați. Tu, nu, are dreptate, noi ne-am băgat să o luăm pe Bia, dar Bia a mers în bucătărie. Și urla la mine. Nu știu ce, după aia au mers unde? Au fugit în bucătărie. Ligi, dar s-a întâmplat ceva efectiv. Să mergem, să ducem sus și am zis, Bia, haideți să vedem ce face aici. Bia, ce? Pe mine m-au mers în bucătărie, s-au întors înapoi, eu vin la etajul 9, la etajul 9, mă duc să caut. Ce să caut? Mă, dacă ai ceva, ai cu Liliana. M-au pozvolit Mariana și Paula. Am avut încredere în ea că chiar vrea să meargă la magazin și am zis, uite, vin. M-am buzuit, m-am prins, da, și am zis, vreau să văd eu că tu chiar te duci la magazin și nu te duci la fata aia la ușă. M-am băgat, am oprit. Am spus, frate, Bian, haideți să vedem termină. Când fac ce bine faci? Și să nu căutați în mine, să mă implicați unde nu trebuie. Că nu e frumos. Planul lor, știți care, încerca să se bage în relația mea să mă despartă, nu văzut că nu reușește. O încerca să o facă psihico, văzut că nu reușește. Și ieri când s-a ridicat la ea, au văzut că mă trezește și că mă enervează. Și ce-o zis? Stai că-i dau afară și-l fac pe ăsta să vină să mă pe mine în emisiune. Că ea o mai fost. Dar pe ea cred că o chestie. În fine. Vine ăsta, îmi dă un scutură, tăt, ce am băgat în mine, dau afară și îl elimină. Ea s-a supărat foarte tare că tu ai jignit-o ieri în emisiune. Dacă vrea să o atace sau să atace pe oricine din această emisiune, consider că poate să folosească alte cuvinte, nu atât de josnice. Deci e umilitor ce a făcut pentru Bia. Ligi, nu trebuie să o ții, să-i ții partea la lor. Dar nu țin, Livian, nu țin. Băi, dacă vreau să-i țin partea, o lăsam să o bată pe Bia. Hei, dar nu avea șansă. Păi, dacă era noi restul. Hai să ne liniștim să vorbesc. Nu avea șansă. Stai liniștită, eu am zis clar. O bătănim în bine. Am momentul de față, orice se întâmplă în bagă. Asta cred că spune totul. Dacă vreți să vedeți bine, dacă nu, eu nu vă pot obliga să vedeți. Era Pirul lângă mine și îmi spunea să dau drumul. Dar voi nu ați văzut. Pirul îmi spunea să dau drumul și am zis că nu vreau să dau drumul. Dar este filmare, Livian, la hotel. Asta zic. Și o merge să vedeți. Și Ligi, când ești împărată, de asta faci valonul, bine? Gestul contează. Te rog, vreau să spun altceva, bine? Te dai zbardoaie, la ce etaj stă? Stai că mă duc pe stăia. Vezi că te bat în mașină, vezi că te bat în emisiune. Dă cu pumni în păreți dincolo. Dar ce, unde au venit? Nu știu, întrebați-o pe unde a venit. Ei, atunci nu încercați să-mi ziceți, este filmare și ăsta. Eu zic că trebuia să ne gândiți să vorbească cu tine, nu cu Bianca, punct. Da. Păi asta chiar pe am să ajung la Livian prin Bianca și ea că la fiecare. Eu, dacă am ceva cu cineva, mă duc la ala, nu dau un prieten. Asta a fost planul ei. Da. Asta e părerea mea. Mariana, de n-ai mai acolo era oameni de la hotel. Și nu s-au băgat nici oameni. Ne-a strigat de vorbe. Ce o luam? Ce o luam? Hotel să uitau la noi. Ce spui? Bă, ăla se zi-a... Nu stăteau acolo să uitau. Tu ai văzut? Pază, da. Dar zic, bă, fii cu orice... Așa e. Acolo. Pentru că nu vor să se bage poliția. Și Bia și multe fete că n-au o treabă. Ce poliție, bă, nu-i om, ești bărbat, ia un serbar de la care trebuie cu Bianca, cu Bianca. Poliție, nu. Ce poliție? Ia dacă, într-adevăr, fetele au, nu știu, fac de teatru, nu știu ce fac, că Bia, dacă era să tragă, era să-mi tragă mie și zică, du-te, știi? Am observat că dacă... Dar n-am vrut să dea în tine. Mă refer că ea, acum, Andra, parcă nu se liniște. Eu zic, toate încep, termină una, începe alta. Că o luai și tu. Bia doar îmi spunea, dă-te la o parte, dă-te la o parte. Bă, femeia, nu mai lua. Se lega de cine e? Nu se mai lega. Se lega. Mă trage de păr plus o controla. Nu se lua de bine. Bine, o să te lăsăm pe tine, Mariana, tu bătă ușa și bodyguard. A, că dacă nu țineai, te rețin. Da, tu n-auzi. Tu te acuzi imediat. Nu, am zis, eu numai chestia asta, adică când Pirul îmi spunea să dau drumul, că mai tare agit când o țin, eu n-am vrut, am zis că lasă-mă să o țin. Eu ți-am zis să o duc în cameră pe Bianca și tu ai început să urmă ca o să mă urmărea, lasă să ducă ea. Eu vreau să o țin pe Bia și tu să o duci pe cealaltă în cameră, ce am zis atât de rău? Că îți părea că e mai ușor? Hai să le ținem una lângă alta să se tomuște. Dar îți părea că e mai ușor? Eu am vrut ca ea să se ducă. Dacă una scapă din peisaj, da, eu ziceam că până nu vine Livian la hotel, nu se duce Bianca în sus, eu așa am zis.
Băi, cred că a fost... Dar știi ce deci, oră continuă, cred că a fost o oră continuă care n-a scos cuvintele pe gură altele în afară. Da, du-te, dă-te. Dar seara când s-a terminat, am ieșit, era plânsă toate și era pornită rău. A zis că mă duc și o bă pe Bianca. Și am zis, bă, liniștește, nu trebuie să ajung aici. Când sunt aici, eu nu văd. Când își iau o replică, nu, că nu, mai poate, nu dă că replică înapoi. Te înjură sau sare la bătaie? Asta am observat. A serit? Te bată? Da. Când nu ai replică, așa, exact așa e. Nu, dar eu nu ai replică. Eu știu ce nu țin, că era prietenă cu Bogdane. De ce nu țin cobrele Bogdane, dacă tot erau prietene toate trei? De ce nu se grupează să zică, bă, fată, stai cu minte, potolește-te. Păi numai că deja s-a spart... Deja nu vezi că s-a spart gașca? Adică... N-ai ce să vezi, frate, că ei, tu vezi că într-o zi să iubesc, după aia a doua zi să scot ochii, nu mai înțelegi nimic ce se întâmplă. Sufereai că de ce ți-am spart balonul? Povestește de ce ți s-a spart balonul. Am vrut băieții, că la noi e clar aici, nu... Șovii cu balonul. N-apară... Da, nu, și de ce? e pentru... vreau și... Chiar e strict pentru Ligi. Zic, I love you, but you broke my heart. Nu, cinstit, n-ai zis că vorbim în afară, dar spune și misiune, știi cum, în față suntem așa cu minte acolo, adică vreau... Eu nu sunt cu minte, eu chiar, sunt aici, nu mai aberat, eu sunt aici, sunt și în afară, ok? Deci, de exemplu, acum dacă am un moment cu tine, acum îți zic, vreau că nu suntem furii, sunt nu lucrurile, și doar cuvinte. Dacă tu, nu cuvinte, uite, eu nu vreau să mă cobor la nivel, să înjur ca și tine. Da, dar tu la machiaj ai alte două cuvinte. Care eu nu le-am... Auzi, da, femei, că călduri, femei în călduri, cum ai spus, cum ai spus și mie, și ai spus și ei. Aprinsă. Ce înseamnă pentru ce femei în călduri? Da, m-a numit țărancă și... Da, și tu cu mine acum păi, dacă două zile. Dar eu vreau acum acum subiect cu Ligi. Dar eu vreau să știu. Trecutul să este emisiunea păi, nu, trecut și tu te aduci deci noi putem să ne înțelegem mai pe viitor. Să nu cu lucrurile. Ce ți-am zis după ce ți-am spart balonul? Nu mă mai jigni dacă nu vrei să stric jucăriile. Da, da, eu călduri. La noi în țară... Dar lasă, Mariana, tu ești difuzată în România. Hai să vorbim pe stilul românilor. I-am spart balonul Marianei pentru că este foarte, foarte needucată. Ea, în afară să jignească, nu știe nimic altceva. Mă pot duce camera dincolo la Bianca să vorbesc ca dacă cumva e agitată sau e supărată. Adică nu dacă cumva, fiindcă e agitată și supărată. Sperată. Și ca română e foarte simplă. Ori o înțelegi, ori nu o înțelegi. Prințesa mea. Bună, ce faci? Hello. De ce? Ok, n-ai o ciroc, ok. Ai fost cu ea? Că mi-e cunoscută. Cu cine? Ai fost cu ea? Nu am rochi așa. Salut, Gătiu. Hello. Draga mea. Ia. Ia-s-o, Luligi. I love you, but you broke my heart. Căldur. Sunt prea ce nu-ți pavă. Stric jucăriile, de fapt de fiecare dată când mă jic, nu mai, mai întorc nicio vorbă, doar ia, balonul, rup. Și să vorbim despre asta. Poate așa nu o să mai zic. Deci asta doră cel mai tare, cred. Asta zic. Asta am și eu spus în față. Îți jucăria și începe să plângă. Îți dau unde te doare mai tare. Stai să o lovești și nu mai plânge, că îi dai jucăria. Dar nu vreau să o lovesc, că nu vreau să vă permit vouă sau la unora de aici să scoată cei mai rău din mine. Ce eu vreau să duc eu pe tine în hotel. Știu eu ce am de făcut. Unde te doare acolo te lovesc. E jucăria ei ce are la gât. Se pare cel mai corect. Voi mi-a lăsat bagajul în jos. Și i-am zis, când e foc în față, nu poți să te bagi în față. De-aia te acuză cu tot felul de ce are ea în cap. Și eu știi, după aia am mai văzut-o jos. Am zis că n-am văzut-o și i-am zis că... Și i-am zis că te durea mâna aici, dar ai vrut să tragi. Și doi, dacă m-a tras de păr, nu dur tu mână. Da, așa. Și nu le place, mă, nimic. Noi trebuie să acceptăm toată chestia asta, știi? Cum să dei în altă? Fixează păi, Sivian, că vrea să-l provoace, să... Ți-o terminat emisiunea pentru personal. Bine, normal ar fi să termini pentru oricine când... Nu știu, eu abia aștept gala. Ce o scurios în gala? O să fie... Eu deja știu... Parcă mai este vreun secret. Eu deja știu cu eu ofer cadou votul meu. Da, cam toată lumea știe cam ce ar trebui să primească votul. Frate, și eu ca băiat... În finală, când a fost finală, la primul sezon, m-a luat Andreea și mi-a ținut mari lecții deschise despre violență, despre așa, cu două cartonașe, unul roșu și unul galben. Și acum... Mi-a dat roșu. Mi-a dat roșu, dar la modul serios, știi? Mi-a stat inima, dar nu m-a deranjat cartonașul când mi-a bătut obrazul și mi-a zis nu se face așa, aveam credere că ai educația, aveam pretenții și așa. Frate, mă simțeam ca ultimul om ca să sări la bătaie la zonagă și motivat, cum ar veni. Și...
ea, ca femeie, să n-aibă niciun, cum se cheamă, să nu-ți... Reține. Nu, conștiința, cum se cheamă? Remușcare. Remușcare, să n-aibă nicio remușcare, frate, după ce când continui zici ceva, vezi că ești prea vulgar în vorbe, ești prea violent, ești prea așa. Are poate primi cartonaș roșu dacă... Ce s-a întâmplat în afara emisiunii? Ce? Sau numai doar dacă se întâmplă în emisiune? Nu, frate, cum să nu? Poate să-i dea roșu. Poate să-i dea roșu? Chiar vezi cum mai are un galben ea. Păi da, dar trebuie să fie și vreo dovadă ceva, nu? Păi sunt camere la hot. Atâta oameni care au văzut. Sau da, martori. Exact.